Regizorul avea 60 de ani, fiul actorului Iulie Darie era internat de aproape 2 săptămâni la terapie intensivă la Institutul Clinic Fundeni din București. Așadar, o veste extrem de tristă, iată, în această după-amiază. Astăzi a murit ducul Darie și suntem în acest moment în legătură telefonică directă cu Florin Condurățeanu. Bună ziua! Dacă putem spune așa. Da. Vă pup pe suflet și îmi permit licența în continuare să spun că să-l pupăm pe suflet pe un om de artă important, fie-i somnul ușor, pe ducul Darie, care era un regizor de talent din categoria acelor regizori care aveau idei de profunzime, de originalitate și nu făceau pe tiranii în lucru cu actorii. Ducul Darie era în stare să regizeze și spectacole de mare amploare, spectacole cu o desfășurare masivă de figuranți, de decoruri fastoase, dar era meseriaș valoros și în acele piese unde se desfășurau conflicte psihologice, unde exista o furtună a sufletelor și ducul Darie nimerea și aceste spectacole la nivel de aplauze în picioare la finalul ridicării cortinei pentru luarea la revedere a distribuției. Era fiul unui alt om care a marcat generații și generații prin rolurile care rămâneau în arhiva de suflet a publicului românesc și el, păcat că a avut totdeauna și în final chiar răceală totală față de tatăl lui, de Iurie Darie. El n-a fost copilul iubirii cu Anca Pandrea, a fost dintr-o altă căsătorie a lui Iurie Darie și ciudat cum doi oameni de inteligența aceasta, dar și de luminozitatea sufletului lor sensibil, n-au putut să găsească o punte de înțelegere. Colega, din ce știu eu, ducul Darie, care vă dați seama moare la 60 de ani, putea să mai creeze mult timp, ficatul, dacă vrei să-l faci țăndări, îi dai prea multă băutură, îi dai, cum spuneau medicii, profesorii importanți în emisiunea mea de la antenă, îi dai prea mult medicament de sinteză chimică sau ficatul domnule este Condurățeanu, atacat când de virus. L-ați întâlnit ultima dată pe ducul Darie? Eu am făcut un interviu cu el acum vreo 5 ani. Am făcut și o emisiune la Vedete în Papuci, așa, emisiune cu personalitățile României de la Antena 1. A ieșit foarte bine pentru că el era spumos, era un partener de dialog fermecător, dar aflasem și la telefon când am mai vorbit cu el, mi-a spus că are o stare de oboseală, știți că ăsta este marele sunet, țipăt de alarmă pe care îl lansează ficatul, care nu doare, dar care dă o stare de oboseală, cum zice românul foarte inspirat, te trage la pat boala. Era semnul că ficatul lui pierdea pe zi ce trece celule funcționale și asta eu știu că lui s-a întâmplat nu datorită băuturii, ci datorită căpcăunilor ăia de mâncători și de vieți care sunt viruși hepatici B și C. Păcat că Iurie Darie, care era și un bărbat frumos, care
era un curtezan rafinat de salon și care a făcut curte nevestelor de tip importanți din scena românească. Da, domnule Florin Condurățeanu, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii pe care, iată, foarte mulți dintre noi nu le știm. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația acestei după amiezi, regizorul Ducu Darie a murit astăzi. Se afla de aproape 2 săptămâni în spital, acolo unde a ajuns în urma unor complicații la plămâni, a fost internat la Institutul Clinic Fundeni cu o complicație, așadar, la plămâni, cel puțin asta spun apropiații artistului. Și mergem mai departe. Un